Are în sus. Bună ziua, vă spunem, domn Tudor. Mie îmi spune Iulian Gaideu și noi suntem echipa surprize la domiciliu. Și în această zi frumoasă, în care știu că matale ești omagiat, vin cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului, care foarte mult vă iubesc, domn Tudor. Dar astăzi, din păcate, nu pot fi aici, alături. Și am și niște cadouri pentru Natalia. Coșul mare, mare și plin cu fructe este pentru dumneavoastră. O să-l pun aici jos, căci pentru dumneavoastră mai am niște cadouri. Tortul, de asemenea, pentru dumneavoastră. O să-l serviți cu cei dragi mai apoi. Și aici am ceva mai tărișor, ca să vă întăriți mai apoi, da? Sticla de coniac, de asemenea, pentru dumneavoastră, domn Tudor. Dar eu am o întrebare. Cum crezi, Natalia, de la cine-i surpriza și cadourile astea, că nu sunt din partea noastră? Cine-i pe Matali te iubește foarte mult, dar astăzi, din păcate, nu e aici alături. Și-a decis te surprinde. Cine, domn Tudor? Nu știți? Vă spunem noi. Natasha? Da, într-adevăr, fiica dumneavoastră, Natalia, din depărtare, care vă iubește foarte mult, domn Tudor. Și avem și un mesaj de felicitare din partea doamnei Natalia, pe care o să vă rog mult să-l ascultați cu atenție. Pentru fiecare fetiță, tata este bărbatul ideal. Vrea ea ori nu, îi va compara pe toți bărbații anume cu el. Scumpul și iubitul meu tătic, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți mulțumesc că existi. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață, că m-ai educat, m-ai certat când a fost nevoie și mi-ai dat sfaturi utile. Vreau ca sufletul să nu-ți îmbătrânească niciodată. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți ofere cât mai multe zile luminate, iar îngerul păzitor să-ți poarte mereu de grijă. Chiar dacă sunt departe, să știi, scumpul meu, căci cu inima și sufletul îți sunt mereu alături. Astăzi e ziua ta de naștere, așa că bucură-te de ea din plin. Iar eu îți doresc din suflet un sincer la mulți ani. Mulți ani, domn Tudor, fericit! Într-adevăr, surpriza aceasta minunată și aceste cadouri vin cu drag din partea fiicei dumneavoastră, Natalia, din depărtare, care foarte mult vă iubește. De asemenea, la surpriză se arătură și nepoțelele, Adelina, Emilia și Olesia, care foarte mult vă iubesc și vă respect, domn Tudor. Dacă aveți să-i transmiteți un mesaj de mulțumire sau orice doriți, fiicei, spuneți aici, fiica mai apoi va vedea. Ce-i transmiteți, fiicei? Îi mulțumesc, eu vă cadouri, mulțumesc de voastră și sănătate voastră. Și să vină cât mai repede acasă. Da. Să dea-i Dumnezeu să vină cât mai repede, să vă revedeți împreună cu fiica. Dar dumneavoastră, ce-i transmiteți, doamnei Natalia? Mulți ani, răbdare lui Natalia, sănătate, că am înțeles că e bolnavă, sănătate. Mulți ani și ei, aș să aibă grijă de fete și de dansa. Dar v-a alăturat și lângă domn Tudor să felicitați cu ziua, cu ocazia să fie de naștere. Da? Numai decât, ce-i doriți, doamne? Mulți ani, că e în vârstă sănătate, putere și vorba moldovanului, răbdare. Că are și nepoți prin prejurul lui și noi suntem tineri și nu prea. El vrea un fel, noi vrem altul, așa că... Mulți ani, tati, și sănătoasă. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă iubesc, fiica. Vă iubește și Nora și fiica, cu toții, sănătate, cum a spus și Nora și răbdare. Răbdarea, căci cu răbdarea treci și marea. Și noi, domn Tudor, din partea echipei noastre, vă dorim mulți ani fericiți. Sănătate, că e mai scumpă decât toate. Sănătate puternică, așa ca la un bărbat voinic. Și în viață, domn Tudor, să aveți parte zilnic de surprize plăcute din partea celor dragi și din partea vieții. Dar cu așa o fiică, cu așa nepoței, totul o să fie bine. Sincer, la mulți ani!